Salut, eu sunt Florin, iar astăzi stai aici cu Dragoș. Iar astăzi o să mergem la fântâna aia pentru că ne-ați bombardat cu comentarii. Ăla-i copacul. Yo, copacul. Ăla este copacul cu fântâna, se vede mult mai bine pe cameră. Ce-a pățit? Nu mai rost. Aparent copacul Sakura nu mai e roz. Nu mai am anime-uri, gata, s-a dus anime-urile. Bă, două fântâni, what? Una, chiar trei. Una, două, trei. Două. Și mai e și a treia cu copacul, gen. Hai să mergem pe podul ăsta să vedem dacă picăm în cap. Bă, poate chiar picăm în cap. Tata a trecut să se mișca. Deci hai să mergem pe podul ăsta și după mergem la fântânile speciale, că-s trei. Dragoșe, tu mergi primul, uitați-vă ce pot, șmecher. Și uitați-vă, bă, nu sări. Bă, se mișcă! Păi se mișcă, dar nu sări ca prostul. Dar normal nu cred că trebuie să meargă două persoane pe aici. Cel puțin așa zic și eu. Ce poate dacă te pui pe aia pici? Bă, dar uite ce frumos ar... Doamne, cum se simte, zici că sunt în trambulină în aer. Păi nu e una, gen, dacă facem o greșeală. Gândiți-vă și voi că aici trebuia să fie un picior în jos și nu e. Ar fi trebuit să fie ca aici. Facem vlog cu Dragoș, aici pe podul magic, ne spargem capul. Mergem la copacul ăla, Sakura, cum naiba zice Dragoș, nu face aici pe cameră. Nu mai e roz, nu mai și, e roz. Da, nu mai e roz, e pe undeva pe acolo copacul, dar să fie șmecher. Păi bă, știi de ce cred? Nu știu. Oamenii mai udă pe aici. Da, mă, da. Și iau apă de acolo. Da. Am ajuns la fântână, la prima fântână. Oh, ce bine e aici. Asta e scaun? Cred că, da, dacă e scaun. E bun, uite, stai așa. Cel mai tare scaun pe planetă. Asta, bă, cred că e stricată, că uite ce ruginită e, asta e. Aflăm acum la cheie. Deci. Stai mă că-i spartă! Vai de capul meu! Stai că-mi dau cu găleata în cap! Nu știu dacă se vede apa. Te văd. Hai la aia. Aia mai veche. Vai de capul meu! Stai mă că eu nu fug de nimeni, eu mă împiedicai doar. Ok. What? Pa? Eco! Bă, dacă e ceva la ultru. Ia. Mi-e frică. Dă-o. Și acum asta este un păiant de ăla de 5 km. Copii. Pune-o, nu-l dea. Bă, dar prost ești. Nu se vede apa. Nu se vede, mă, dacă nu-i lumină. Nu e apă, mă, nea. Apă e păiant. Eco. Da, nu cred că e apă dacă se aude așa. Hai să mergem la fântâna. Hai. Sakura, cum a zis Drăgolia. Au, bă, prostule. Eu nu știu care e faza cu fântâne. Ce te oprești, mă, așa? Oh. Acolo este un om care... Bă, n-arată așa. Bă. Aruncă ceva. Ce aruncă așa, mă? Bă, fugi. Ce interesantă fântână, ce pot să zic? Bă, e șmecheră. Cine a mai venit până aici să vadă o fântână? Nimeni. Aici sunt niște gunoaie. Nu-mi credut că e moșteță. Ce? Unde n-ai băiești, bă? Eu te-l în spatele meu. Bă, dar pe unde e intrarea la fântâna asta? Că eu nu înțeleg. Uitați-vă, stai. Bă, scoate aia că nu se mai vede. Da, tot nu se vede. Ia. 1994. Atunci a fost făcută. Băi, veche. Are ceva. O să revenim când ajungem cam pe acolo. Și am ajuns din nou în locul în care am fost în celălalt video. Uitați acolo fântâna magică la care am mers doar ca să vedem rugina. Da, cea mai tare fântână. Iar acum o să mergem încă la o fântână care e foarte departe. Uitați-vă și voi pe unde trebuie să mergem ca să ajungem la o fântână care nici măcar nu mai vedem și cred că o să o luăm prin boschet și nu-mi place. Da. Am ajuns într-un milion de ani la o fântână care nici măcar nu trebuia să mergem, că uite ce urâtă e. Știu că o să se rupă.
Da, vreau să mă cut. N-o să se rupă. Am ajuns într-un loc unde este ca un fel de parc și e un pod până acolo și ar că am trebuit să mergem pe pod ca să ajungem acolo. Doar că e foarte mult de mers până aici, deci dacă, data viitoare, dacă vreți să mergem și data viitoare, eu cu Dragoș aici, vreau să dați un like și o să mergem aici și o să filmăm chestii. Știi că eu mă împiedicai de 3 ori de țevile ăștia. Uitați-vă ce tare e aici, cât de bine e făcut și... Da, bă, e făcut de oameni, dar din avion și noi. Dar nu credeam că există așa ceva în Țicleni. Bine, cred că ajunsăm mai departe de Țicleni, Dragoșe. Cred că nu mai suntem în Țicleni, sincer. Cam atât și cu acest episod. Dacă vreți să mergem în acel părculeț data viitoare, o să jucăm ceva horror sau nu știu exact ce o să facem, dar totuși ceva horror. Sincer, aș vrea să mă joc, să simt și asemnătatea aia când te joci și să te sperie acolo. Wow, să știi de speriem. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, un share pe Facebook și pe Insta, pentru că ajută foarte, foarte mult. Un subscribe. Și pe TikTok la mine. Follow la ăsta pe TikTok, oricum vreau să zic, să știi. Și noi ne-am dus. Pa!